Salutare tuturor, cu voi este Mol Radio și astăzi facem un video mai neobișnuit pe canalul meu de YouTube. Însă nu am postat prea multe videouri, dar revin cu așa un video mai neobișnuit. Vreau să vă spun ce schimbări am făcut la motoreta mea, ce s-a defectat, așa puțin să vorbim. Am vopsit maneta de la frână, maneta de la ambreiaj, capacul de la rezervorul pentru uleiul de frână. Am mai vopsit plasticul ăsta de desubt și ambele roți. Adică acum arată așa mai cool, mai deosebită față de alte motociclete de acest model. Să vă spun despre motocicleta asta. Este un Maxon R12, producător China. Am încleiat-o niște stickere aici, prin părți. Hai acum să vă spun despre ce defecte am la ea. Mi s-a spart radiatorul, acum în picură, dar nu e așa o mare problemă, deoarece e vară, merg pe apă, mai rău e atunci când este mai frig, pe antifriz atunci trebuie de cumpărat, așa apa nu e așa scumpă. Mi s-a defectat vitezometrul. Eu acum am undeva vreo 4000 și ceva de kilometri, însă și aici la bord am doar 3332. De vreo 2-3 ori mi s-a rupt cablul de la ambreiaj, dar nu nimic. Chiar astăzi mi s-a rupt, însă m-am gândit cum să fac eu aici și hai focusează-mă. Și s-a primit ceva. Degrabă mi-au o cameră de acțiune, mă gândesc la ceva, un GoPro Hero 7, însă vom vedea. Toba, care în video anterior am arătat așa cum se aud, ce sunetare, însă acum vă mai arăt odată. Este o tobă făcută de mine însuși, e făcută dintr-un rezervor pentru apă caldă. L-am vopsit, am pus un sticker și acum arată foarte cool. Hai să vă arăt însăși ce sunetare. Mie îmi place cum se aude. Deci, prieteni, eu cred că cam atât pentru astăzi. Data viitoare cred că voi face deja un motovlog, deja să-mi ajungă camera. Cu voi a fost Mol Rider și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!